Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu domnul avocat Lucian Sălcuțan și domnul inginer Cătălin Ungureanu despre proiectele în educația copiilor și vorbeam despre câteva întâlniri minunate de la Muzeul Județean. Au fost foarte mulți copii care au participat. Era într-adevăr organizat Jocurile Științei, principalul eveniment înainte de pandemie, atunci când copiii puteau veni în număr mare. În 2019. Vreau să vă întreb, pentru că am văzut tehnică de înaltă performanță și cred că au costat toate echipamentele destul de mult. Cine s-a ocupat de finanțare? Am făcut un proiect Rotary care a presupus o participare din partea comunității locale, din partea unor firme locale care împreună cu Rotary International au finanțat acest proiect. Cu ajutorul banilor primiți am cumpărat toate aceste lucruri care într-adevăr au costat în jur de 45.000 de dolari. Oricum sunt echipamente pe care încă le aveți, nu? Da, adică sigur, sigur. Să organizați alte sigur. Evenimente. Suntem în discuții cu Muzeul Județean pentru relansarea acestui proiect care a început la ei. Chiar voiam să dau un alt concept și domnul director Costache mi-a spus, da, de ce să schimbăm dacă ăsta a avut bun, succes? Da. Nu-i nimic, i-am zis, pe partea de experimente fizice și chimice, o să venim cu echipamentele noi care le-am achiziționat în baza programului și anume incubator, centrifugă, vortex, o serie de echipamente de biochimie cu care o să facem niște lucruri mai interesante, cred eu, pentru copii, pentru că sunt echipamente chiar performante, nu sunt niciun echipament care îl avem aici, nu e de jucărie. Poate acea minciută, dar ea este incorporată în celelalte trei, în sistemul celor trei. Mai este un roboțel care este așa, dar sunt kiturile acelea robotice, sunt făcute pentru asamblare, dezasamblare, iar ca să dăm și cifre, un kit din acesta ajunge la 1700 de lei ca și cost de achiziție. Cred că a fost destul de greu pentru dumneavoastră să organizați astfel de întâlniri pentru copii în 2020, în timpul pandemiei. Încă n-am imposibil. Ieșit din pandemie. A fost imposibil. Și cred că foarte multe evenimente au fost amânate. Sper că nu anulate. Deci, sper că nu anulate și eu sper acest lucru. Exact când a început fenomenul în România, trebuia să mergem la Slobozia, unde la Muzeul Agriculturii aveam deja antamat o manifestare identică cu cea de la Muzeul Județean Buzău. Am reușit în toamna anului 2019 să avem un astfel de eveniment la Muzeul Județean Vaslui, care iarăși s-a bucurat de mare succes și la ei. Au venit din localități din prejur, de la Bârlad, de la Huș, din comunele din prejurii, inclusiv de la Tanacu am avut un grup. Deci, un interes destul de mare am suscitat și la Vaslui cu activitatea aceasta și vrem anul acesta și sperăm că în vara aceasta să-l reiterăm la Muzeul Județean. Mai ales că mâine este Ziua Internațională a Copilului și le spune la mulți ani de pe acum tuturor copiilor. Înțeleg că le pregătiți surprize și vă rog în momentul în care știți o dată concretă să veniți să ne anunțați, astfel încât să afle toți cei care vor să participe. Cu mare bucurie. Și că evenimentul de mâine, Antante, era un eveniment pregătit pentru copii în Parcul Tineretului și în Marghiloman. A fost amânat pentru 6 iunie la ora 10, asta pentru că va ploua destul de mult, conform avertizărilor meteorologilor. Vorbim despre evenimente pentru copii, dar aș vrea să vorbim și despre lucruri pentru oameni mari. Tehnologia 3D, domnule inginer Ungureanu, cum este folosită acum în Buzău? Pentru că pe plan internațional, probabil că de mult se folosește în multe domenii. Tehnologia 3D se folosește pe plan internațional și în România se folosește, dar la nivelul
incipient, să zicem, de început, cu materialele clasice, cu... E vorba de ce avem noi la locația noastră de la galeria, de la... avem posibilitatea de printare cu filament, cea clasică să zicem, cu fir, adică din... aici diferența o fac diferitele tipuri de materiale, că pornind de la... putem porni de la materialul plastic, să-i spunem, deși sunt tot felul de alte materiale. Și sunt materiale compozite care au și fibre de carbon și așa mai departe. Aici încă tehnologia n-a făcut prea multe progrese, mai ales la nivel industrial, la ce înseamnă print pentru destinație industrială. Există și varianta de printare pe care o avem noi cu rășină, diferită ca tehnologie de față de printarea 3D cu filament. Aici domeniile de adresabilitate se leagă mai mult de, să zicem, de industria bijuteriilor, să zicem, acolo unde printul ăsta în diferite forme este mai adaptat și e o aplicație chiar concretă pentru așa ceva. Stomatologie. La stomatologie, da, și industria medicală, iarăși se poate folosi printarea. Care și, viitorul? La ce și, etapă suntem acum? Și de asemenea, îmi cer scuze că intervin, să nu uităm, să nu trecem la altceva. Deci sunt posibilități de scanare 3D care sunt de o precizie relativ bună și avem foarte multe aplicații care se pot face cu scannerul respectiv, de la verificarea de produse până la copierea unor opere de artă, să spunem, ca să... Deci fasciculele sunt de lumină și nu de laser, nu deteriorează niciun fel un obiect de patrimoniu, spre exemplu, dacă vrei să faci o replică 3D a lui. Și avem programe de nivel mondial cu privire la proiectarea 3D. Toată această gamă de posibilități întregește ceea ce numim tehnologie 3D, pentru că fiecare dintre cele trei se susțin una pe alta, scanarea 3D, proiectarea 3D și imprimarea 3D. E ceea ce numim noi reverse engineering, adică plecăm de la un obiect deja existent, să zicem, creat prin altă tehnologie, cum sunt obiectele de artă, cum sunt chiar produsele industriale, cu scop pur și simplu chiar obiecte de mecanică, tot felul de mecanisme pe care le putem modifica. Folosim tehnologia de scanare 3D, putem prelucra după aceea modelul scanat cu o precizie foarte mare după aceea și îl putem modifica dimensional, păstrând forma inițială, inclusiv la obiectele de artă. Le putem face la dimensiuni mai mare, mai mică, putem să le restaurăm, să zicem, între ghilimele, în programul specializat și să obținem astfel mult mai simplu, ca și în printul clasic pe hârtie. Pur și simplu plecăm de la un obiect, așa cum copiem o foaie de hârtie, luăm un obiect, îl scanăm, îl prelucrăm în programul respectiv și îl printăm așa cum dorim, mai mare, mai mic, mai... Asta înseamnă că timpii de producție, în principal, în anumite domenii, scad foarte mult, nu? Scade perioada de proiectare, pentru că cu tehnologiile clasice, un model, să zicem, care are o număr de produse limitate, limitat ca număr de bucăți, presupune o multă tehnologie în spate ca să creeze o matriță, ca să creeze și așa mai departe. Și plus toate celelalte etape până la execuția produsului, vă dați seama că în momentul în care scanezi un obiect și îl printezi, chiar dacă timpul de printare, să zicem, e relativ mare, dar sar peste foarte multe etape. Să vă dau și o știre legată de acest domeniu, sper să fie interesantă și pentru public. Cred că poate fi interesantă. Încercăm să facem la Buzău, să aducem o tehnologie de pionierat la nivel mondial. Deci există un filament special dezvoltat de BASF din Germania, care e urmarea unei cercetări de ani de zile, iar filamentul a apărut pe piață de 2 ani și vrem să facem produse de inox
de OL316, adică un inox de foarte bună calitate, plecând de la printul 3D. Bineînțeles că nu numai prin printare, printarea reprezintă o creare a unui obiect prin așezarea de straturi. Nu poți așeza straturile acestea de inox unul peste celălalt, deci există un material compozit care trebuie îndepărtat ulterior și trebuie sinterizată piesa respectivă și vrem în colaborare cu ei să facem astfel de produse pentru prima dată în România pe astfel de tehnologie. Foarte interesant. Așteptăm să veniți să ne spuneți în momentul respectiv. Domnule inginer, ca să încheiem subiectul, dumneavoastră ați fost la ductil, da? O mare perioadă la de ductil timp. La ductil, da. O perioadă de timp de câțiva ani, da? Până iar acum sunteți la Constam. La Constam, da. La Constam mă ocup tot de ceva legat de metalurgie, de structuri de oțel beton pentru construcții. Asta este activitatea principală a Constamului la ora asta pe partea de industrie, că există și Succes și să ne aduceți întotdeauna satisfacții pe plan local, societățile acestea întotdeauna au reprezentat comunitatea buzoiană. Domnule Sălcuțan, voia să mă mai întreb așa, mai avem 5 minute, am vorbit despre toate evenimentele pentru copii, îi vedem cât de bucuroși și de entuziasmați sunt participând la astfel de manifestări și de întâlniri. De ce nu avem nici în ziua de astăzi, pentru că ați făcut mult timp parte și din administrația locală și cunoașteți foarte bine toate proiectele primăriei, de ce nu avem un Science Center la Buzău? Pentru că tot auzim vorbindu-se despre el de ani buni, dar încă nu s-a materializat proiectul. O mică corecție, n-am făcut parte din administrație nicio formă, dar am fost alături. Ați fost parte din echipa administrație, atunci. Exact, în echipă. Inclusiv cu privire la acest proiect, un proiect care a apărut tot într-o ședință Rotary în septembrie 2017, cu ocazia vizitei unei distinse doamne din Singapore, care este în conducerea unui astfel de Science Center. Între timp, în 5 minute, n-am cum să vă povestesc absolut tot. Erați practic unul dintre inițiatori, nu? Am și făcut, da, sunt inițiatorul. De fapt, da. din acea perspectivă de președinte al Clubului Rotary, la momentul respectiv, am fost la domnul primar, i-am expus ideea, a fost încântat de idee și împreună, în principal cu Clement Hung de la Living Plastic, Ron Carbon, am dorit să facem acest proiect. Am discutat în septembrie 2018, chiar cu președintele grupului de firme, care era și el extrem de încântat și voiam să aducem tehnologie din Taiwan în valoare de 600.000 de euro în acest Science Center. Voiam ca acel Science Center, aveam un consultant din Belgia împreună cu care am creionat un Science Center pe o clădire carbon neutru, un lucru care astăzi îl mai auzim, dar la momentul respectiv era o premieră, numai discuția despre, să nu mai spun faptul că eram singurii din lume care aveau un Science Center într-o clădire carbon neutru și acea clădire ar fi putut să fie realizată de un grup de arhitectură din Berlin cu care am și discutat și care erau doreau să se implice în proiectul nostru. Din păcate, decesul lui Clement a dus la pierderea de ritm în acest proiect. Partea noastră, cea de Rotary, în acest proiect se vede astăzi, am transformat-o într-o expoziție itinerantă, dar e prea puțin în raport cu ceea ce voiam să facem la momentul respectiv. Eu
sper ca primăria să, sper ca primăria să ducă mai departe proiectul și cu fondurile alocate în acest sens să și realizeze. Eu totuși n-aș fi atât de încrezător că anul acesta s-ar realiza acest lucru. Presupune mai multe etape, cele de SF, după cum știți, da. În administrație e nevoie acest studiu de fezabilitate, după aceea contractele de execuție și dotarea interioară. Iarăși dotarea este esența acestui unui science center. Ce voiam, ca și concept, voiam să apropiem stilul european de cel asiatic. În Asia este foarte multă tehnologie, în Europa multă știință pe stil vechi, să zic așa. Ideea mea a fost de a prezenta știința pe stil vechi printr-un ecran, prin tehnologie, cu ajutorul tehnologiei. De aceea 3D, de aceea robotică, care voiam să o facem împreună cu Robotics Laboratory din Bristol, care am vizitat și care am discutat pentru un proiect în acest sens. De aceea colaborare și cu firmele din România care ar fi dorit să aibă un spațiu de reprezentare indirectă, să spunem așa, negestionat de ei în mod direct. Să sperăm că vom avea în curând și un astfel de centru, dar eu aștept evenimentele pe care... În mod sigur, acestea le vom face. Aștept să ne spuneți și datele. Vă mulțumesc tare mult, domnule avocat, domnule inginer, vă mulțumesc pentru prezență. Și vă mulțumim și noi. Drag. Vă mulțumim. Spor la treabă în continuare și succes. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Imediat colegul meu Adrian Bâscă și Viața Buzăului fără perdea, apoi jurnalul Campus TV. O seară frumoasă, la revedere!